Bine, v-am găsit la o ediție specială a interviurilor DC Medical DC News. Profităm de un eveniment științific care are loc în capitală pentru a discuta despre o maladie serioasă cu, cu impact, hepatita delta, o amenințare pentru sănătatea românilor. Vom discuta cu medici, cu reprezentanții ai pacienților, cu experți din lumea universitară. Domnule profesor, este virusul hepatitei delta principala cauza cancerului hepatic? Virusul hepatitei delta este una din, unul din cauzele. Uh, cauzele sunt multiple, dar ceea ce atrage atenția la virusul D delta, mă rog, este faptul că hepatocarcinomul, ciroza și toate complicațiile cirozei apar mult mai rapid decât la celelalte hepatite. Nu s-a știut până de curând de această formă. Nu, se știe. De boală se știe. Boala este studiată de multă vreme. Există studii care au încercat să caute tratament specific. Nu s-a reușit. Se pare că acum va exista și îl așteptăm cu multă încredere. N-am de Marele Public, care nu este avertizat, da, aici aveți el dreptate. nu Aici nu aveți dreptate, multă lume te întreabă, dar de ce este și hepatita delta, cum de este hepatita E și așa mai departe. Da, istoria scurtă a hepatitelor este cam așa. Hepatita A se cunoaște de multă vreme, este hepatita care se transmite prin pe cale orală, prin mâncare. Apoi a apărut, au apărut hepatitele care se transferă prin ser, se transmit prin prin ser și aici se include hepatita B, C și D, dar descoperirea lor s-a întâmplat oarecum pe parcurs. Prima dată s-a știut de hepatita B și apoi o, o oală mare, o gamă mare de de hepatite la care li se spunea că non-A, non-B. Nu e nici A, nu e nici B. Ei, și din această uh, grupă, să zic așa, de, de hepatite. Uh, au început să apară uh, și denumirile adevăratelor hepatite: hepatita C, hepatita D, hepatita E. Cam asta este scurta istorie, și pe parcurs tratamentele încep să apară din ce în ce mai specific. În ceea ce privește contaminarea, uh, cum ar putea publicul să prevină? Ce ar trebui să știe uh, publicul pentru a nu lua aceste, aceste boli? Uh... Dacă vorbim acum specific despre hepatita D sau Delta, cum mi se mai spune, uh, pentru că suntem oarecum la o manifestare acestei, uh, sau legată de această boală, uh, această boală se transmite prin secrețiile corpului, prin ser, nu se transmite pe cale orală. Deci nu se poate lua hepatita delta consumând un anumit aliment care conține virusul respectiv, ci se poate lua doar prin ser și, în primul rând, prin, prin tot felul de secreții. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că se poate lua la stomatolog, spre exemplu, când sunt intervenții stomatologice laborioase. Un Sigur, toată, tot instrumentariul trebuie să fie cât se poate de, de bine sterilizat. Se poate lua la piercing, se poate lua prin tatuaje, se poate lua pe cale uh, sexuală, se poate lua prin alte secreții sau se poate lua de la uh, mamă la făt. Acestea sunt căile unde trebuie să avem grijă, pentru că dacă ne expunem, spre exemplu, la tatuaje sau piercinguri inutile, s-ar putea să... Avem un ghinion. Dacă tratamentul dentar nu poate fi evitat, nu. Așa. dar. Așa. Sintele. Sau injecții cu ace care sunt contaminate. Dar, la noi mai puțin acum, pentru că acele sunt de unică utilizare. Se descoperă frecvent? Vă întâlniți des cu astfel de, de cazuri? Nu se descoperă foarte frecvent hepatita delta. Și aici sigur, e o problemă care ține și să sistem și de noi, de medici. Pentru că sistemul trebuie să asigure un screening populațional care să scoate la iveală toate formele de hepatită D, B sau C care sunt într-un stadiu cronic. În paranteză fie spus, hepatita Delta se transmite și se dezvoltă doar împreună cu hepatita B. Această uh, conexiune între cele două hepatite face ca această, aceste boli să fie, de fapt, sau atașarea virusului Delta de virusul B la un pacient, uh, să grăbească foarte mult evoluția bolii. Deci, prima parte este partea de sistem care trebuie să asigure o, o, un screening populațional cât mai amplu, atât pentru hepatita B, cât și pentru hepatita Delta. Uh, Asta este partea de, de uh, organizare, iar partea par medicală care ține strict de noi este să urmărim la fiecare pacient care îl știm cu hepatită B, să urmărim dacă nu a apărut cumva și o hepatită delta asociată sau suprapusă. Pentru persoanele care sunt prevăzătoare, care se îngrijesc de propria sănătate uh, și care se duc din când în când, fie prin medicul de familie, fie direct achită, costul unor analize generale, nu știu, o dată pe an, o la 2 ani ar trebui deci să ceară pe lângă testele obișnuite și o testare pentru hepatite există B și delta. Există uh o formă de uh, examinare biologică, dacă mă întrebați, de analiză de laborator, care este cumva în cascadă. Pentru că uh, primele două hepatite care în mod normal se caută este hepatita B și C. Dacă nu este nici B și C, nu are niciun rost să căutăm hepatita delta, pentru că delta se asociază doar cu B. Deci cele două B și ce trebuie căutate întotdeauna. Dacă cineva se știe cu hepatită B, atunci din când în când e bine să căutăm și hepatita delta. Este o analiză, nu este exagerat de scumpă, anticorpii, anti hepatita delta, nu, sunt, nu, nu, e o, nu e o analiză extrem de sofisticată. Persoanele care au scăpat natural, să spunem, de hepa virusul hepatic B ar trebui să se testeze, poate acum câțiva nu se știa de existența virusului Delta, n-au făcut testul, de hepatita B au scăpat. Ele mergând împreună ar trebui să caute acum virusul Delta? Dacă markerul de hepatită B a dispărut, cel puțin la nivelul serului, deci, din analizele de sânge, hepatita delta n-ar trebui căutată în mod normal, dar există o problemă legată de virusul B. Virusul B rămâne într-o formă latentă în celula hepatică, fără să fie activ absolut deloc. Și în anumite condiții, de exemplu, în uh, anumite stări patologice care necesită tratamente imunosupresive, care reduc foarte mult imunitatea corpului, în acel moment s-ar putea, sau există posibilitatea, dar rară, să reapară uh, infecția cu virusul B. Deci, în mod normal, răspunsul scurt este, dacă a dispărut markerul de hepatită B, nu mai este cazul să caute hepatita delta, dar atât timp cât ține. Și acest lucru se întâmplă destul de rar între 38% dintre populați, dintre cei infectați cu hepatită B, dar dacă a dispărut, nu mai este cazul să-l caute.